Da, băi, suntem aici la tuturor acasă. Salut, și vedeți și voi ce studiu și-a făcut. Dar ce nu v-a arătat Tudor este colecția lui de tricouri de fotbal. Pentru că, la fel ca și voi, Tudor este un pasionat al tricourilor de fotbal și o să ne prezinte ce tricouri are în colecție, pentru că are o colecție de milioane. Bă, zic sincer, nu toate tricourile sunt originale, oficiale, pur și simplu. Unele mi-au plăcut foarte, foarte mult și nu mi-au păsat dacă sunt replici sau nu, așa că o să încep chiar cu o replică. E și un tricou recent pe care l-am cumpărat într-un clip, tricoul lui Karim Benzema. Și l-a luat chiar din Arabia? Nu, pe ăsta l-a luat din România de la cineva, mi l-a adus din afară, dar nu din Arabia. Dar vrei să zic ceva, în Arabia Saudită, majoritatea fanilor nu au tricourile din nou sezon. Astăzi din sezonul ăsta, atât cu Al Nassr, Al Ittihad sau Al Hilal, nu au, efectiv nu sunt în magazine. Al Hilal nu e singura care a început să mai bage, pentru că și când am fost acum și m-am îmbrăcat cu tricoul ăsta. Și ei n-au la n-au magazine? Au, dar au tricourile din sezonul trecut. Deci tricoul ăsta pe care îl vedeți aici, e din nou sezon. E din nou sezon, nimeni nu mai avea de acolo. Și da, nu poți exagerezi. Nimeni, niciun suporter. Toată lumea avea tricourile vechi și m-am întrebat de unde l-am luat. Sunt aduse, cred că undeva din Turcia, sunt, nu știu de unde, dar sunt replici unul la unul super, super calitative și ok. La fel și următorul cu Arsenal. Pe ăsta l-am luat special că știam că o să merg la meci la Arsenal. Da, și e foarte tare, nu aveam tricou. La fel și acolo, mulți m-au întrebat de el și pe clip ați văzut. Diferența de calitate între un tricou replica și... Bă, sincer zic, fiind replici unul la unul de calitate, eu n-am simțit. De ce este mit? Deci chiar ce material? Material așa când îl pui pe tine, nu transfer mai mult sau... Bă, nu, deci sunt sincer cu tine. Depinde, mai am replici de joc care prost făcute. La alea, da, simți diferența, dar la astea făcute foarte bine, nu. Acum depinde de la un tricou la altul. Asta la fel un tricou care mi-a plăcut foarte, foarte mult, tricoul din sezonul ăsta, cel de la Bayern München, da, modelul. Uite, cu etichetă, cu toți noi nouțe. Dar uite, aici am văzut-o nouă, înțelegi, la cineva. Aici s-ar vedea puțin diferența, știi? Aici, uite cum se simte modelul ăsta. Da. Dar e ok făcut, părerea mea, ți-am zis, pentru un tricou replica, dar fii atent la detalii, vezi? La fel ca tricou. Diferența cea mai mare e la preț, adică exact, una exact, e să dai exact, 100 de euro pe un tricou original. Asta e una dintre primele tricouri cu numele meu. Da, pe spate, cu Buțan acolo și anul nașterii. Dar asta unde e făcut pe tu? Așa l-am primit, mi-a făcut cineva cadou. Asta e cadou. Asta mi l-am cumpărat eu. Asta ți-l furăm ca idee. De pe da, sezonul trecut, e de sezonul ăsta. Bun, aici la fel un tricou cumpărat, nu este original, dar e cu Messi totuși. Da. Din sezonul dar nu ăsta se simte, adică mai ales când te uiți, voi ce vedeți, băi, nu cred că vi se pare că e replică. Sau da, ce? Sunt tricouri, da. Pentru de forma până la asta nu cred că e replică, nu pare. Nu, e un tricou retro ăsta, da, retro, cu Galata. Cu Galata, foarte tare. Asta la fel l-am cumpărat de pe Airgol, mi-a plăcut mult de tot modelul ăsta, asta la fel. Asta e un tărd, un ceva, exact, un tricou. Exact. De acum două sezoane. Am văzut că e foarte multe de astea gen tărd, e baie. Exact, dar modelul e diferit, e special, știi? Cel mai special. Exact. Asta e al lui X-Breaker. Nu, ăsta l-am luat de gura lui X-Breaker, că a zis băiați, uite, are și pe de la Liga. Da, asta chiar e adevărat, adică nu e replica sau ceva, e original, exact. Ăsta l-am primit de la fiul unui portar de la Academica Clinceni. Echipa care nici nu mai există acum. Exact. Da, e tricou de joc, așa și frumos, jucat. Frumos, da, uite, s-a și rupt un pic ăsta. Dar e și foarte tare așa puțin, pentru colecție. Dar nu mai găsesc. Avea puțin noroi undeva, dar nu mai găsesc. Poate acum. Poate s-a și luat, na. Da, exact, adică am vrut să-l păstrez așa, fiind de joc. Da, mai, cum îl cheamă? Mirel, da. Fost portat la Academica Clincen, Petrolul Ploiești și așa mai departe. Ăsta nu l-am prins tot așa de joc, primit de la David Niculescu. De la Niculescu, el a avut numărul 5? Sau... Da, când a jucat pentru echipa națională la da, Jocurile Olimpice. Asta e tare, de colecție. Da, chiar e mișto, asta e unul dintre tricourile mele preferate. Ia, asta e cu România. Ăsta, da, un tricou retro cu România semnat de Gică Hagi. Că ăsta valorează... Exact, da, chiar e un tricou special. E de bun, aici avem un tricou semnat... cu Galata? Da. De Jardel? Jardel, da, Jardel. Da, și de ce cam două la fel și unul e semnat de Jardel, unul de Gică Popescu. Ăsta, aici e Popescu, ăsta e Gică Popescu, că scrie, da, Gică Popescu și ăsta e Jardel. Astea sunt tricourile cu Galata. Câte am Galata? Trei, nu? A fost până acum. Da, nu, două.
Ăla era cu România. Nu, uite și ăsta. A fost unul. 3-3. Da, 3. Pe vrea să ai și pe ăla semnătură cu Hagi, să fie. Da, exact. Asta e cu Ajax. Cu Ajax. Ăsta l-am luat din outlet, sincer, și-am găsit la reducere. Păi se merită să iei din outlet. 130 de lei am dat pe el. Cred că e din 2018. Cred că da, cred că da. Foarte bun. Cu Ajax are cam aceleași tricouri. Pe ăsta mi-am cumpărat pentru că n-am niciodată tricou cu Brazilia și mi-am dorit mult de tot să am tricou cu Brazilia. Nu l-am pus, dar la fel, uite, vezi? Uite, Tani Crion, se vede în ieptul de frumos arată, da. Vezi? Cu picățele, vlăbuțe, nu știu ce sunt. Se vede în lumină, da, foarte tare. Asta e din sezonul ăsta? Da, din sezonul ăsta. Ăsta e un cadou pe care l-am primit la o echipă din Liga 4-a, Recolta Alma, de undeva din județul Sibiu, mi l-au trimis special și am arătat. Ce frumos! Chiar super mișto, o surpriză frumoasă. Asta este primul meu tricou primit de la un jucător de la FCSB. Ianis. De la Ianis Stoica. Deci el e M tricou. Dar pare S. Pare XXXS micro de tot, nu? Da. Și mie mi s-a părut. Îți dai seama, și e M totuși. E bun de mine. Exact. Mine. Bun. Asta este un maiu primit de la Cătălin Cârjan. Tricou maiului de antrenament. Nu știu dacă l-a purtat sau nu, dar... Asta nu, n-ai de unde să cumperi maiul de genul ăsta. Adică e ceva... Și e de la, direct de la Arsenal primit. Exact. Asta este primul tricou primit în timpul unui meci de mine. De la Ricardinho, de la voluntar, da. Stop, vrei să ne filmăm. A, da? Da, nicio problemă. E ok, că nu se vede. Spus de mega artigire. Mersi. Am văzut că filmează la... Nu-i nic. Gata? Da. Ricardino mi l-a dat după meci, a venit în tribună și mi l-a oferit și mi l-a promis odată. Dar era rezervă mea. Sau cum? Nu, titular. Era titular și mai avea un tricou... Acum nu știu, cred că nu e de odoranță ceva. Cred că l-a purtat, da. Bă, nu, l-a spus, tu știi cum era? Mi l-a dat fleașcă, frate. Deci îmi storce apă din el. Și la fel am pus la uscat. Bă, tricourile purtate nu le speri, înțelegi? Adică... E magia. Păi stai așa, tu doreți, viața mea, un par, dar te voluntari. Aici tricou binișor, curat de Ștefan. Dar nu mai trebuie să mai știe prieten după tipul. Cu drag, că nu l-ai recunoscut. Exact. Aici este un tricou primit din partea celor de la CFR Cluj când jucam pentru FIFA. Da, i-am reprezentat la un turneu. Dar nu ți-au pus și în... Era frumos dacă spuneam pe spate. Ce număr ai purtat dacă ai fi fost? Mai pe grabă. Bă, sincer, numărul 17. Numărul 17? De ce ai tu? De la Cristiano. De când jucai la echipa națională. Da, New York City. Da, New York City. Asta seamănă foarte mult cu un tricou al celor la Manchester City, dacă se simți. Păi ele sunt înfrățite. Exact. Și îmi place super mult tricou ăsta. L-ai luat din America sau? Mă, l-am primit, e de acolo luat. Dar... Are și pecele astea foarte tare. E mișto rău. Chiar e. Asta e unul dintre tricourile mele preferate, deoarece este semnat de aproape toți jucătorii de la Borussia Dortmund. Aici cred că e Adeyemi pe față și pe spate. Aici, uitați și voi băieți. Jucătorii de la Borussia Dortmund. Așa. Aici este un tricou cu Manchester United. Echipa ta așa ne-a preferat. Da, tot așa, un kit al treilea. Da, păcat. Dar care crezi că a fost cel mai... locul tău preferat, zicem, unde te-ai bucurat cel mai mult la un meci de fotbal sau ceva? Acum, ultima dată în Arabia Saudită, la Al-Nassr, când am văzut pe Ronaldo, la meci. Da? Da, atunci a fost o senzație frumoasă. Ăsta e cu Real Madrid, semnat pe spate de Butra, hai că nu, din FIFA, Butra Genio. Când ai fost la Madrid? Când am fost la Londra aici, am fost la Chelsea Real Madrid și era acolo, cu zi înainte de meci. Asta e un tricou care mi-e foarte drag, așa l-am primit cadou cu Liverpool. Cu peciul ăsta. Exact, asta vreau și mai mult tricou ăsta. Cu FIFA World Champions aici, 2019 și Virgil pe spate. Da, e mișto, chiar e mișto. Nu este original sau ceva, dar e mișto. Ăsta are o poveste interesantă. Aceasta este o fost adversar a celor de la FCSB. Dunațk Streda, parcă așa. Nu știu să pronunț. Și după meci, un prieten al meu, care a fost copil de mine, s-a dus și a cerut tricou și l-a dat. Și el a postat și când am văzut, mi-a oferit tricou ăsta lui... Ramadan. Ramadan e sărbătoare. Exact, dar uite cât de fain e și aici scris. Mi se pare super mișto tricou ăsta. Design-ul și așa. Da, te-am mai văzut și combinația. Cu el. Da. Și combinația. Și faptul că e de joc direct. Aici este tricoul lui Denis Alibek.
primit din partea celor de la Superliga. Îmi pare rău că n-am apucat să mi semneze acum că a plecat. Dar e de joc. E de joc din sezonul trecut. Aici un tricou retro. Franța? Cu Manchester United. Ah, uite ce retro. Asta chiar e mișto, direct Adidas, e super, super fain. E luat de acolo? Mi l-a dus cineva de acolo, de la Manchester. No, asta e tare, rău. Da. Ai foarte multe tricouri albastre, am văzut. Da, îmi place foarte mult culoarea. Aici un tricou cu Rapid București, n-am primit cadou de la X-Breaker. Așa, împreună spre 100. Nu știu, nu-mi dau seama că e din sezonul trecut. După, Da. Cred că nu făcuse rău să ne... Da, aici este un tricou recent, tot cu Messi de la Inter Miami, dar da, e Comu și Oiu. Exact. Da, ambele. Aici este așa un tricou primit cu semnătură de la Marco Dulca. Ah, care a în făcut. În perioada când juca la Swansea, da. Asta da, e tricou numai. E ceva foarte frumos. A, uite, gen, se vede că e fake, mă rog, am și portat, dar e fain. Dar nu prea se fac tricou cu culoarea asta. Exact. Îmi place și modelul. Deși ei aveau sponsor Gioma, că zice lumea că nu mai e Gioma. Da. Mai noi românii, da. Exact, și aici e ultimul tricou, tot așa un tricou nou, cu etichetă, tot cu Ajax, dar la fel mi-a plăcut. Mi-a plăcut mult de tot modelul așa, stil cea mai tare. Exact, pe stilul Bob Marley. Exact. Foarte tare. Aici am niște gecuțe, mă rog, cu Tottenham, cu farul retro, cu România și Manchester. Da, deci colecția ta, da, când ai început să le strângi așa? Bă, eu strâng de mult timp, îmi pare rău că multe le-am și dat, zic sincer. Tricouri vechi, retro, dar acum valorau ceva și plus de asta. Și medalia, da, normal. Medalia de cadou de la Superliga. Campion. Tot așa au fost, nu știu, un număr limitat. Habar n-am, 50, 100. Nici nu știu câte au fost, dar e niște, vezi cât de grea e? Da, e aur, nu? Bă, e suflată ceva, nu știu exact. Că n-am întrebat, dar e oficială, ca să zic așa. Medalia de campion în sezonul trecut, oficial. Și aici, ca să terminăm colecția, tricoul semnat de Neymar, aici tricoul cumpărat de la Manchester City. Tricou de sezonul ăsta, oficial de joc cu Haaland pe spate, tricou primit de la Cătălin Cârcea cu semnătură, tricoul semnat și murdărit totodată de Bruno Fernandes și acolo tricou semnat de Mane. Astea sunt... Și care e tricoul tău preferat din toate și din... Bă, așa, nu știu cum să zic. Cel mai mult, totuși ăsta, semnat de Neymar, adică... E cel mai rar, ca să zic așa, cel mai valoros, nu m-aș fi niciodată, dar atâta timp știu că n-am oprit să facă poză cu mine și a semnat doar așa, hai să-i semnez, parcă nu mă bucur atât de mult cât mă bucur la ăsta când Sadio Mane a oprit special să facă poză cu mine și să-mi semneze tricou, adică aici mai din suflet, nu știu cum să zic. Semnătura asta e primită așa, din toată inima și s-a văzut pe el că a făcut-o cu tot dragul și aici m-am bucurat. Când mi-a semnat, mai ales că e vorba de un jucător de la echipa mea preferată. Da, cu ei așa un pic, tricoul ăsta și semnătura are o altă semnătate, că ai devenit viral cu clipul ăla exact, pe TikTok. Exact. E cel mai... uite-mă că merge. De telefonul ăsta, dacă n-ai dat. E cel mai vizionat clip de pe TikTok, da. Da. Un premiu ceva n-ai primit încă. Nu. Hai că poate îți dau altă ocazie. Da. Oricum, asta a fost colecția lui Tudor Băieți, una dintre cele mai frumoase din România, dacă mă întrebați. Mersi. Tricoul ăsta cu Neymar a nivel și mulțumesc frumos că le-ai arătat aici la Băieți. Nu uitați de abonare, like, share, subscribe. V-am pupat. Ceau. Ceau, pa, pa.